Care ar trebui să fie prioritățile viitorului legislativ până la finele acestui an și care dintre ele credeți că se va duce la îndeplinire? Până la finele acestui an nu poate fi decât o prioritate și aceea sunt pesimist că se va realiza bugetul de stat. Ar trebui trecut bugetul de stat conform legii prin Parlament. Nu cred că se va întâmpla, însă iar cele 20 de zile care au mai rămas până la Crăciun sau mai puțin de 20 de zile nu dau nicio șansă ca Parlamentul să mai rezolve ceva din punct de vedere legislativ. Dar dacă privim la Parlamentul viitor, cred că cea mai mare obligație a Parlamentului este să adopte legea de reducere a numărului de parlamentari la 300 de parlamentari, lege care a fost propusă de Partidul Mișcarea Populară în Parlament și a fost respinsă de PSD, PNL și ALDE. O altă prioritate este legată de debirocratizare. Cred că Parlamentul ar trebui să ia toate legile pe care le-a votat cu veselie și de multe ori le-a împănat cu condiții suplimentare și să treacă la un proces de simplificare a legislației românești care mănâncă zilele pur și simplu și cetățenilor și firmelor. Avem nevoie de o legislație mult mai simplă. Agenda Parlamentului a fost încărcată cu o serie de cereri venite din partea justiției, având ca obiect ridicarea imunității unor parlamentari vizați de anchete ale procurorilor. Considerați necesară o modificare a legii pe acest subiect în așa fel încât asemenea solicitări să fie aprobate fără a mai fi nevoie de un vot punctual în plenul Camerei Deputaților sau al Senatului? O să fiu foarte sincer. Eu cred că nu discutăm de o încărcare excesivă a programului Parlamentului. În toate țările din lume există, în țările democratice, un nivel de imunitate pentru parlamentari. Mai spun un lucru. Nimic nu împiedică parchetele să investigheze, să ancheteze parlamentari. Aici vorbim doar de situațiile în care un ministru, care e și membru al Parlamentului, poate fi investigat numai cu aprobarea Parlamentului. Deci, cred că acesta este un subiect forțat în prezentarea lui în presă. Toate parlamentele au un nivel de imunitate pentru membrii lor. Tocmai pentru a se evita abuzul politic. Dacă veți intra în Parlament și se va cere ridicarea imunității în cazul dumneavoastră, veți demisiona așa cum ați făcut-o în trecut? Nu cred că mă frământă subiectul ăsta acum. Susțineți un mai bun control asupra serviciilor de informații. Ce pași urgenți ar trebui făcuți în plan legislativ pentru ca acest lucru să fie aplicabil? Păi uite, în 2007 am depus la Parlament un set întreg de legislație, de demilitarizare a serviciilor de informații și de întărirea controlului Parlamentului. Cred că ar trebui scoase din sertar acele legi, aduse la zi și promovate de Parlament. Este clar că avem niște probleme legislative în ceea ce privește serviciile secrete care funcționează pe legislația din 1990 și 91.